Un hău adânc de câțiva metri s-a deschis din nou la Lupeni, în zona cunoscută ca Seci. Administrația locală este pasivă și spune că surparea e pe felie, în timp ce ridică din umeri municipalitatea, care riscă să se trezească cu un drum înghițit, aruncă pisica moartă în curtea complexului energetic Hunedoara. În tot acest timp în care se așteaptă părerea experților, proprietarul a rămas fără un nuc de zeci de ani, dar și fără bucătăria de vară care a alunecat în groapa ce s-a format în ultimele zile. Localnicii se miră când trec prin acea zonă și spun că nu au mai văzut așa ceva. Așa ceva nu am mai văzut. N-am avut ocazie ca să văd, doar când la ochnele mari la televizor am văzut când s-au dărâmat acolo la televizor, dar în realitate aici nu m-am putut să văd. Am avut vor să studieze, dacă nu cumva și casele de jos vor fi afectate în viitor. Că acolo e feria între câmpul M. Lupen și câmpul M. Paroșan. Exact între cele două, o felie care merge și am aflat de ce se întâmplă. Reprezentanții diviziei miniere din cadrul complexului energetic Hunedoara recunosc că surparea a apărut într-un perimetru ce aparține minei Lupeni. În data de 19 mai, în perimetrul minei Lupeni a avut loc o alunecare de teren. Divizia minieră a desemnat o comisie care evalua legătura cu proprietarul terenului pentru evaluarea pagubelor și, bineînțeles, pentru despăgubirea păgubitului. Sub acea suprafață de teren se află, potrivit specialiștilor, o galerie de la fosta mină Maria. Ruperea pământului este vizibilă și pe margine. Crăpăturile sunt vizibile la suprafață la circa un metru distanță de marginea gropii, ceea ce înseamnă că pământul lucrează în continuare.